Loredana a însemnat pentru mine un pas înainte, un moment în care am înțeles că răspunsul e iubirea, or, în orice formă ar veni ea și pe orice cale s-ar arăta, că toleranța, cunoașterea de sine, acceptarea ceea ce tocmai am cunoscut, sunt lucruri de folosit în fiecare zi. Eu am venit aici pentru că nu știu dacă atât de mult cred, vorba Mihaela, în acest moment în coaching, dar cred în ea. Și eu știu că dacă ea spune că acest coaching se poate, și eu pot. Și acum, dacă, dacă trebuie să o traducem cumva pe Loredana, să o definim, să o descriem, să o pictăm, să ce vrei tu, cum e Loredana pentru tine? Păi, Loredana pentru mine este cam cum e Loredana pentru toată lumea. Însemnând că este o sursă de inspirație, o bucurie să stai de vorbă cu ea, înțelege momentele tale de. Uh. pentru că le provoacă te provoacă să șovăi ca să te poată ajuta. Și mie mi-a dat de înțeles un lucru. Faptul că fără suferință nu se poate. Și, sigur că nu sună foarte optimist ce vă spun, dar numai oamenii aflați în suferință sau care au trecut printr-o suferință au nevoie de coaching. Ăia fericiții, săracii cu Duhul, Doamne ajută să le dea Dumnezeu sănătate, ăia nu au nevoie de coaching că s-au născut coachați. <laughs> Ăla care a trecut prin crize cu el însuși, care și-a dat pumni în diferite feluri, care a trecut prin îndoieli, prin boală, prin experiențe neplăcute, abia ăla are nevoie de coaching, cel aflat în suferință.